Atât băieții cât și fetele au primit mesaj în plasmă în seara aceasta că vor face schimb de case. Băieții vor dormi în casa fetelor, fetele vor dormi în casa băieților. Au fost un pic dezamăgiți, ei spuneau că și-ar fi dorit să doarmă împreună cu fetele, dar nu este așa. S-au apucat să își strângă lucrurile, să și ia ce le trebuie pentru noaptea aceasta. L-am văzut pe Daniel că a aranjat pe pat poze pentru a le găsi Ana atunci când vine să doarmă la el în pat. Apoi și Liviu a aranjat câteva poze la el pe pat. Băieții și-au strâns lucrurile până mâine la ora 16, din câte am înțeles, vor sta în casa fetelor împreună cu mamele, iar fetele vor sta la băieții în casă. Își făceau griji că mâine trebuia să vină frizerul să-i tundă și ce se va întâmpla. Daniel le spunea că va veni cu siguranță frizerul în casă la fete și îi va tunde. Din câte am văzut, fetele au intrat pe ușa aceea dinspre bucătărie, iar băieții au ieșit pe ușa de la paravan, deci nu s-au întâlnit. Băieții au fost întâmpinați de mame, erau fericiți că în seara aceasta nu mai vor găti, au scăpat de pregătirea cinei și ziceau că vor să facă pagubă în frigiderul fetelor.